Bună, dragilor! Ce faceți? Am venit cu un videoclip nou și mă bucur că ne revedem din nou, sau cei care nu mă cunosc, bun venit! Astăzi m-am gândit să fac așa un videoclip mai deschis, mai friendly, mai fără cut-uri, în care să purtăm așa o conversație face-to-face, bine, mult face-to-face, în care să putem să legăm puțin o relație între noi, să fim mai prezenți, mai activi unii cu alții. Și am vrut să și vin cu un argument de ce n-am mai postat atât de frecvent și de ce postările mele sunt atât de escaladate, I think, cred că așa se zice. Primul meu videoclip a fost un videoclip așa făcut ca să vedem unde duce toată treaba și am văzut că ați interacționat foarte frumos și v-au plăcut foarte mult videoclipurile mele în care am discutat, am vorbit în timp ce fac mandala. Însă de data aceasta m-am gândit să vin cu un videoclip în care vorbesc și mă și prezint, mă vedeți și la față pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Tea. Și voiam așa să avem un small talk sau maybe un big talk, I don't know. Depinde unde va ce acest videoclip. Este pur și simplu un clip intuitiv. N-am niciun script, n-am nimic a scris, nu vreau să o duc în anumită direcție. Pur și simplu las să fie, las flow. Și mă bucur așa pentru vibe-ul pe care mi-l dați, mulți dintre voi, aici pe YouTube, cât și pe Instagram. Și de ce nu să discutăm mai în detaliu? Am spus în primul meu videoclip că o să vă povestesc eu despre cum am ajuns eu să fac acest canal și ulterior acest mini-brand de Acreate sau ce înseamnă mandala, însă aș vrea să vă întreb și pe voi dacă doriți aceste videoclipuri sau dacă le doriți în varianta în care eu vorbesc sau în timp ce fac mandala. Așa că vă las sugestiile voastre în căsa de comentarii, chiar vă rog să scrieți dacă aveți anumite topicuri pe care vreți să le auziți sau dacă aveți întrebări legate de persoana mea sau despre mandală, vă rog frumos să le lăsați, pentru că chiar o să fac niște clipuri pe aceste întrebări. Și vreau așa să vă zic de ce am mai lipsit, care e faza cu mine. Acum, dacă voi nu știți, eu sunt studentă în anul 3 de relații internaționale și studii europene, așa că am licența anul acesta. Ulterior am intrat și într-un voluntariat, voluntar pentru idei și proiecte, marca VIP, chiar vă recomand să intrați pe Instagramul lor, sunt foarte, foarte fain. Bine, noi suntem foarte, foarte fain. Și am mai încercat, am mai început și un curs de cromoterapie. Asta e așa o chestie pe care o să vă țin pentru mai încolo, pentru că e o treaptă foarte interesantă pe care am decis să o iau în drumul meu către un viitor terapeut. Și acesta a fost parcursul meu anul acesta, overall, cu mine, în cazul în care v-ați întrebat pe unde sunt, ce fac. Însă vă recomand să intrați și pe Instagramul meu, să mă urmăriți și acolo, pentru că de obicei mai postez mai postez niște story-uri, mai postez pe feed niște lucruri destul de interesante. Așa că vă recomand să ne vedem și acolo, să ne keep in touch there. Și vreau să discut astăzi puțin și despre mine, de fapt, foarte mult, ca să puteți să vă faceți așa puțin o idee despre cine sunt, care e faza cu mine și să creăm așa o relație super interesantă între noi și chiar mi-aș dori să fiți super deschiși, ceea ce am și văzut, adică nu e ca și cum nu sunteți, însă n-aș vrea să ne limităm la treaba că eu fac videoclipuri și voi vă uitați. Vreau să fie ceva mai interactiv și să avem discuții în comentarii, dacă nu chiar să le dezbat în clipurile ulterioare, viitoare. Haideți să discutăm puțin, că mi-a venit așa vibe-ul să discut despre cum am ajuns eu să fac
ce fac acum și sper să vă și inspire pe voi, gen cei care vă gândiți să faceți ceva în domeniul ăsta al artei sau pe orice altă nișă, nu este strict pe asta. Cum am mai spus și în primul videoclip, v-am povestit puțin așa demersul meu, cum că, mă rog, am zis la liceu de artă, n-am reușit, după care la facultate, n-am reușit. Pentru cei care vor să vadă acel videoclip, vă recomand să vă duceți pe canalul meu și să-l vedeți, pentru că este destul de interesant. Și o să vreau să mă întorc puțin în timp, în perioada în care v-am spus că nu eram atât de ok. Ulterior, în 2019-2020 și în perioada înaintea pandemiei și în perioada pandemiei, eu aveam o perioadă mai nașpa, așa, ca să zic, după BAC, cu ulterior și cu părinții mei și cu mine personal, pentru că și eu am evoluat foarte mult personal și spiritual. Și v-am spus eu acolo în acel videoclip că am ajuns, am aterizat într-un centru de terapie, de terapii alternative complementare, că de aici am ieșit inspirația pe care vreau să o dau mai departe. Și vă spuneam eu acolo că am ajuns și am făcut și acupunctură și meditații, tai chi, etc. Însă nu v-am povestit drumul meu până acolo și care au fost etapele de la un om, la un copil de fapt, până la urmă, care vedea viața prea într-o latură mai neagră, negativă, într-un om care vede lucrurile într-o parte mai pozitivă, mai... ok, până și tableta mea nu vrea să mă asculte. Așa? Într-o latură mai pozitivă și mai colorată, ca să zic așa, pentru că eu am fost mereu un copil overthinking, așa, și în continuare sunt zodia rac, pentru cine mă întreabă ce zodie sunt, și pentru cei care, măi, deci chiar nu vrea să stea această tabletă, ok, eu oricum nu vreau să fac cut-uri la chestiile astea, deci vreau să las videoclipul acesta natural, ok, cred că nu o să se poată, pentru că în această minunată, ok, cred că stă acum. Ok, ok. Pentru cei care nu știu, na, vracii sunt mai, mai emotivi, mai, cum să zic eu, mai plângăreți. Nu tot timpul, dar sunt. Așa. Și, na, era clar că am niște probleme cu mine personal, cu poate părinții mei în majoritatea cazului. Și a fost un drum foarte interesant. Să fiu sinceră cu voi, a fost un boost foarte, foarte brusc în ceea ce înseamnă domeniul spiritual și personal, pentru că în acea perioadă mă duceam la acest centru în care făceam foarte multe lucruri deodată, adică făceam și tai chi, făceam și meditații, făceam și acupunctură, și acest cumul de lucruri clar te propulsează foarte, foarte rapid și imediat, ca să zic așa. Tot timpul recomand și clienților mei care vin să le fac mandale și avem o scurtă discuție despre viața lor personală și blocaje din viața lor. Eu le recomand foarte mult să ajungă și pe la acupunctură. Mi se pare o terapie foarte, foarte amplă, foarte mișto și ajută să-ți scoată la iveală și la suprafață problemele din viața ta pe care le ai avut sau le ai și să le și cureți, pentru că sunt anumite lucruri, niște blocaje pe care tu consideri că le-ai vindecat, însă încă sunt acolo, fără să vrem sau că vrem. Și această acupunctură ajută foarte, foarte mult în acest aspect. Experiența mea cu acupunctura a fost foarte interesantă. Eu sunt o fire foarte... am fobie de ace, deci nu suport și la analize. Eu am oamenii mei care îmi iau analize pentru că știu care e situația la mine și mie mi se ia din mână. Am 21 de ani și mi se ia din mână, ca să ne înțelegem. Și când am auzit de ace, eram, băi, nu fac așa ceva niciodată, deci nu sunt în stare de așa ceva.
Însă e o altă experiență, e cu totul diferit, nu știu cum să explic asta. Acelea sunt mult mai subțirele și ai o altă senzație când te înțeapă cu ele, ca să zic așa, nu știu cum să explic. Da, și a fost o experiență foarte deep, așa, între mine și această acupunctură. Chiar mi-aș dori pe viitor, dacă s-ar putea să și fac în acest curs de acupunctură, de ce nu, sau măcar de presopunctură, pentru că mi se pare foarte benefic. Ca să ne înțelegem așa, overall, experiența mea, long story short, efectiv, băi, deci mie mi se punea și pe spate și pe față ace, că așa se face de obicei, că așa e benefic. Și pe față când mi se puneau acele, când mi se punea ultimul ac, eu începeam să plâng. Deci toate stările mele interioare, toate blocajele, tot ceea ce mă frământa, ieșea la suprafață sub forma plânsetului. Ok, plânsetului. Și te face foarte vulnerabil în perioada respectivă, te face foarte sensibil și foarte awareness în același timp despre ceea ce simți. Și consider că e foarte fain în această călătorie, dacă începeți să faceți acupunctură, să aveți măcar, dacă nu un ghid cu voi, măcar să aveți niște ore sau niște sesiuni de meditații ghidate în care vă mai puteți regla puțin, pentru că totuși este un cumul de emoții care ies la suprafață destul de grele și care nu, cum să zic, trebuie echilibrate acolo undeva, pentru că n-ai cum, ești foarte sensibil în perioada respectivă. Asta este ceea ce am experimentat eu, pentru că sunt tot felul de trăiri în această terapie și fiecare om simte lucrurile diferit, într-adevăr. Însă, sub orice formă ai simțit chestia asta, mie mi se pare că e important să faci o terapie sau un sport, cum ar fi Tai Chi sau yoga, care scopul este să-ți echilibreze emisferele yin-yang, stânga-dreapta, și să te ducă cumva pe un balance în viața ta, pentru că n-ai cum să diluiești situația decât într-o formă foarte grea, ca să zic așa. Și, nu știu unde ne-am urmit cu chestia asta, dar trecem mai departe. Așa, deci am ajuns aici, la acest centru, și cum să zic eu, m-am balansat așa. Vă dați seama că tot timpul este important să ne ducem la terapii și să facem lucrurile care să ne țină într-un balance din punct de vedere al energiilor și, na, să ne hiluim foarte mult și așa mai departe. Și în această perioadă eram foarte pierdută din punctul de vedere cu arta foarte mult. Pentru că eu, cum v-am spus și în trecut, eu aveam așa, mă lăsasem eu o impresie de asta, că eu nu sunt prea pregătită și reușită să fac niciun fel de desen, artă, etc. Adică, pe scurt, lăsam oamenii din trecutul meu să-mi afecteze prezentul și părerea mea despre mine. Asta făcusem eu. Până când să înțeleg că important este ceea ce simt eu și chemările mele și nu ceea ce zice unul și altul. Așa. Și în acest centru minunat, v-am și spus că printr-o meditație ghidată, care v-am povestit-o în primul episod, a fost acel click în care am zis, ok, ca să fiu un om al nebifelor, să nu fiu un om care bifează lucrurile doar ca să fie bifate, trebuie să fac așa puțin curat în viața mea și să-mi dau seama, băi, eu de ce și pentru ce vreau să fiu aici și ce vreau să fac cu viața mea, ce vrea sufletul meu să facă cu viața lui. Ca să zic așa. Și am ajuns pe principiu, băi, eu vreau să fac ceva în domeniul artei neapărat, pentru că asta simt, asta am vrut toată viața mea și asta am făcut, pur și simplu. Și am dat-o ușor, ușor către ilustrații, pentru că mă gândisem eu, haide să desenez ceva ce mă face, ce pot să desenez ceva ce nu mă stresează și pot să o duc la bun sfârșit, fără greșeli sau cel puțin nu greșeli atât de mari din punct de vedere compozițional și etc. Și acelea erau ilustrațiile, pentru că asta, nu știu, asta știam să fac, asta îmi plăcea. Și am zis, băi, hai să fac ceva pe digital, gen să învăț ceva, Photoshop, Illustrator, ceva. Well, fata voastră ei și-a luat o tabletă grafică și a început să învețe Photoshop by yourself, by myself și să încerc să văd ce pot să fac.
Măi, și nu, a fost așa, o iubire love-hate, relația mea cu Photoshop-ul și cu digital-ul în general. Și am zis, măi, nu știu, nu prea merge nimic aici, adică simțeam că ceva nu este în regulă, nu funcționează. E, în același timp, la acel centru drăguț, am văzut o mandală în stilul acesta al punctelor, făcută de cineva, nici nu mai știu de cine, și am zis, băi, hai să încerc să fac și eu, că mi s-a părut foarte frumos cum arăta. Și am început eu să desenez așa cu ce aveam eu prin casă, cu pensulici, cu capete de creioane, cu etc. Bine, cu tempera, nu cu acrilici, adică ce, efectiv ce aveam în cameră, ce aveam în casă, pentru că nu îmi cumpărasem încă acrilicele necesare și așa mai departe. Și am făcut, mi-a plăcut foarte mult și am zis, ia, haide să continui toată treaba asta și ulterior să și studiez despre, pentru că aici o să intru într-un topic pe care sper că pot să-l fac într-un video ulterior. Mandala este, în cele mai multe cazuri, percepută ca un decor și ca un lucru decorativ, ceea ce și este, într-adevăr. Însă, ok, însă este și un tool care este are mai multe calități și beneficii pe care e foarte nice să le știm și să le folosim. Așa că am zis să studiez despre mandale, ce sunt, de unde vin, care este șmecheria cu ele, care e treaba. Și ulterior am început să studiez, am înțeles cam ce înseamnă, ce, de unde vin, care este menirea lor în mare parte. Și am început să învăț tehnici. Asta cu tehnicile le-am învățat mai mult singură și cu YouTube-ul. Dar nu pot să spun că numai de acolo. Pur și simplu, nu știu, a venit din reflex, nu știu, a fost un flow acolo. Și am început să fac. Pe zi ce trece pe fiecare mandala pe care o făceam, se îmbunătățeau skill-urile, se îmbunătățeau, nu știu, dotting-urile, se îmbunătățeau orice, ceea ce făceam, adică, ca să zic așa, lua amploare și înflorea. Și la scurt timp, cred că la o lună, ceva de genul, cineva mi-a și cerut o mandală să îi fac, ceea ce, spre exemplu, cu ilustrațiile nu se întâmplă așa ceva, ca să zicem. Și am început să fac mandale pentru oamenii apropiați, prieteni. Și a venit foarte rapid și primul meu client, pe care nici acum nu o să-l uit. Și dacă te uiți, Alex, aici te pup. A venit primul meu client și mi-a cerut o mandală. Deci lucrurile s-au întâmplat foarte fast forward, așa, adică a fost totul foarte rapid. Și mie mi-a dat de înțeles că, măi, sunt pe drumul cel bun și că chestia asta este ce trebuie. Pentru că, de ce zic că eram pe drumul cel bun? Pentru că început să am clienți și să am și o parte financiară din treaba asta. Ei, pentru că în perioada respectivă aveam și în continuare, pot să zic așa, nu știu dacă neapărat mi-am hiluit-o prea mult, dar aveam acest blocaj al finanțelor, al banilor, etc. Mă băgasem în niște joburi în astea, mă rog, casier, etc., part-time, lucruri care nu mă reprezentau, nu că ar fi ceva rău, doar că nu mă reprezintă. Și eram foarte stresată cu chestia asta, cu veniturile, ca să zic așa. Și pur și simplu aceste semnale pe care mi-a dat prin mandale, am zis, măi, înseamnă că este un lucru foarte fain ce mi se întâmplă și legat de mine personal, pentru că mă simțeam foarte, foarte împlinită și foarte bine, adică era și este un sentiment foarte fain să faci ceva ceea ce îți face plăcere. Și de aceea foarte mult încurajez aceste lucruri și oamenilor din viața mea, prietenilor și așa mai departe, să facă ceea ce simt o plăcere, nu că sunt obligați. Așa, și am început să vând aceste mandale și ușor, ușor am zis, mai hai să fac un cont de Insta, pentru că, na, să-mi postez mandalele acolo. În prima fază a fost o perioadă și personală pe partea amoroasă mai complicată și foarte mult mă adânceam în aceste mandale și m-am hiluit cumva prin ele, ca să zic așa. Iar în paralel începuseră să vină și oamenii către mine foarte, foarte mult să-și dorească să facă treaba asta. Și ca să ne înțelegem, eu la începutul videoclipului, că acum am uitat peste el, la primul meu videoclip,
Vă spuneam cum o fac eu o mandală pentru cineva și am realizat că am evoluat foarte mult de atunci și chiar o să șeruiesc cu voi această evoluție. Eu mandalele le făceam așa, în felul următor. Începusem să învăț psihologia culorilor, ceea ce în videoclipuri pe care le-ați văzut voi primul, eu încă nu vorbisem despre treaba asta. Ei, această psihologie a culorilor este foarte importantă pentru noi, ne afectează foarte mult percepția, stările, emoțiile, hormonii, etc. Deci, de aceea am și început să fac un curs de cromoterapie, în caz că nu v-am spus. Și acolo o să fie altă treabă, o să fie o terapie prin culoare, ceva mai mult decât cu mandalele. Ceea ce culorile au un impact foarte, foarte important asupra vieții noastre, cu toate că nu știm asta, chiar contează foarte mult și de aceea se întâmplă să aveți anumite repulsii la anumite culori, de ce nu vă plac acele culori, de ce unele vă plac foarte mult, ce se poate întâmpla dacă purtați prea mult o culoare. Deci sunt niște lucruri care sunt de bun gust să le știe fiecare dintre noi ca să știm cum să folosim culorile în avantajul nostru. Așa, și eu la început făceam mandala în felul următor. Eu cu persoana respectivă care voia să facă mandala aveam o oră de consultație, ca să zic așa, în care eu discutam, era mai mult așa ca un fel de oră de psihologie, pentru că o să ajung și în punctul acesta. Mie îmi place foarte mult psihologia, sunt amatoare, într-adevăr, nu am studii, însă de când sunt mică sunt pasionată, etc., am vorbit cu oameni, inspir oamenii și așa mai departe. Adică zona mea duce și puțin și în partea psihologică, spirituală. Așa, și am început să discut cu oamenii respectivi, ca să înțeleg ce nevoi au, pentru că mandala în Ea Creates, ca să zic așa, promovează foarte mult ideea de healing, de tool al acestor mandale pentru nevoile și beneficiile fiecărui om din viața voastră sau chiar propria voastră viață. Așa că am început să-i ascult, să văd de ce blocaje au și gândiți-vă că steam câte o oră, două, în care aveam o conexiune foarte nice, o relație foarte mișto cu clienții mei și oamenii se deschideau foarte frumos în fața mea, ceea ce mă și bucură și încă un semn că treaba asta este făcută cum trebuie. Și eu ulterior foloseam această psihologie a culorilor, adică combinam culorile pe anumite nevoi ale lor, pe blocaje, etc., ca să pot să le combin în mandală, să le fac așa cum doresc ei. Și asta a fost foarte mult timp, așa am mers foarte multă vreme, până când am dat peste un maestru, maestrul Serghei, în caz că nu-l știți, este un om extraordinar pe foarte multe planuri. Știe și numerologie, e și clarvăzător, știe foarte multe lucruri și printre care face și mandale. Și acest om a intrat așa cumva în viața mea, eu îl știam de foarte mult timp, dar nu am interacționat cu el, cu dânsul. Și m-a ghidat foarte mult și m-a îndrumat, m-a introdus în zona numerologiei. Wow, deci ceva de aici s-a schimbat complet altfel traiectoria mandalelor mele, scopurilor, puterea lor energetică și așa mai departe. Și aici am început să studiez foarte mult impactul numerologic, culorile combinate cu numerologia, cum transform o rugăciune, afirmație sau manifestare în culori și ulterior să o pun în mandală, ce impact au culorile și numerele în același timp. Așa că am început să studiez numerologia strict pe această nișă, cum să transform literele în cifre și cifrele în culori. Pentru că mandala are incorporat în ea și anumite coduri colorate. Deci aceste coduri care sunt implementate în mandala sunt prin intermediul numerologiei ulterior al culorilor. Și tu când vezi aceste coduri, ca să spun așa, ți se schimbă viața radical. Sunt coduri efectiv ca niște rugăciuni scrise acolo. Și am început să studiez treaba asta foarte mult și să pun în aplicare și în
problemele clienților mei și am putut să fiu mai concisă în momentul în care cineva are un anumit blocaj pe anumit lucru sau dacă cineva vrea o rugăciune, o manifestare, o afirmație sau să vin eu cu niște mantre, de ce nu, și să îl ajut pe om să le aibă încorporate în mandală, practic o întreagă mantră, rugăciune, afirmație, etc. Nu mai era fizic scrisă, era pur și simplu implementată în culoare. Așa că de aici a început drumul meu și cumva aici sunt. Și vreau să zic că este foarte nice, e fascinant așa cum am evoluat eu și nu mă așteptam. Deci toată treaba asta a început acum un an, da? Fix pe vremea asta. Deci cred că se face oricum, s-a făcut oricum anul de când ea creiți a născut. Și de ce spun toate lucrurile acestea? Unul la mână să cunoașteți și background-ul, să știți și voi cine sunt, ce fac concret și să dau un boost mai departe celor care au un plan ceva, își doresc să facă anumite lucruri, nu neapărat pe nișa de artă, dar poate un business, poate vor să dă un centru de masaj sau de make-up sau orice. Și să spun că clar ceea ce e pentru tine este și lucrurile vin natural. Adică, știți, mie îmi place foarte mult motto-ul ăsta, nu atragi ceea ce vrei, ci atragi ceea ce ești. Și în momentul în care tu ești echilibrat cu tine interior, știi ceea ce vrei, știi cine ești, îți asculți sufletul. Așa, am revenit. Mă scuzați. Deci vreau să spun că odată ce tu ești aliniat cu tine, cu eul tău superior, cu tine, cu sufletul și înțelegi cumva care este scopul tău, care ce vrei tu cu adevărat, știi? Cine ești tu? Asta e o bună întrebare pe care poți să o pui tu singur în cazul în care nu prea înțelegi ce vreau să spun prin a face ceva ce îți dorești să faci. Și întrebarea mea pentru tine este, cine ești tu când ești singur și nu te vede nimeni? Ce măști dai jos când tu ești cu tine? Și astea sunt niște lucruri care sunt mult mai personale, adică nu numai legate de partea asta pe partea business-ului profesional, ci și pe partea ta personală. Și să te înțelegi pe tine în primul rând. Și să ai o relație serioasă și strânsă tu cu tine. Deci ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmit și uite, nu chiar wow, mă mir unde am ajuns cu videoclipul ăsta, pentru că nu mă așteptam și mă bucur. Ăsta este mesajul meu, mesaj și parcursul acestui drum al meu personal. Treaba este că toate lucrurile pe care le experimentăm, le trăim, sunt atât bune cât și rele, sunt lucruri care sunt benefice pentru eul nostru superior și pentru varianta noastră cea mai bună. Adică tu experimentezi pentru că tu poți să faci chestia aia, tu experimentezi pentru că tu știi deja cum să treci peste, chiar dacă pare că nu știi, mereu tu ai răspunsul în tine, chiar dacă este foarte greu să te conectezi cu tine, pentru că foarte mulți dintre noi suntem deconectați de la corpurile noastre și de la sufletul nostru, fix în chestia asta socială pe care am spus și mai devreme, aceste măști, aceste caracteristici pe care noi le abordăm în societate și le facem, acele bife pe care, chiar by the way, mi se pare că ar fi iară un lucru de gândit, thinking about it, să nu mai fiți niște bife și să nu mai fim niște bife ulterior. Adică ce înseamnă asta? Să faceți lucruri doar ca să le faceți, știți? Adică să mergeți, pe astăzi dau check așa, dau check la, mă duc să fac, mă duc la muncă, munca pe care poate nu vreau să o fac sau nu mă satisface 100%, mă duc într-un loc în care nu sunt prezentă, sunt cu capul în altă parte, mă întâlnesc cu niște prieteni cu care, gen, nu mai vreau să am nicio treabă, stau într-un mediu toxic de care am zis că vreau să mă despart cu mulți ani în urmă, relații pe care nu vrem să le avem, etc. și so on. Adică, asta este chestia. Ideea este că de ce facem lucrurile astea și de ce stăm în
în sferele astea este pentru că nu avem curajul și nu ne cunoaștem îndeajuns de bine și nu avem încrederea de sine necesară. De aceea eu încurajez foarte mult acest timp petrecut cu tine, punându-ți întrebări, punându-te în situații în care vrei să te imaginezi fiind și să și manifestezi foarte mult în același timp. Și de ce nu? Să mergi și la terapie, psiholog, terapii, cum am zis la începutul clipului, terapii alternative și așa mai departe, că sunt foarte, foarte, foarte bune. Așa că în viitor voi avea și eu această diplomă de acreditare a unui cromoterapeut și îmi doresc foarte mult să am o credibilitate și mai mare asupra oamenilor din jurul meu care i-aș putea ajuta, pentru că îmi place foarte mult să fac asta și îmi doresc ca oamenii care interacționează cu mine să aibă tot timpul să-și extragă lucrurile benefice pentru ei și să fie totul natural. Așa că, da, de mică mi-am dorit chestia asta. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult au fost oamenii și arta. Efectiv, oamenii, deci eu sunt pentru oameni, cu oameni, îmi place să mă înconjur de oameni și de oameni faini. Asta nu înseamnă că dacă îți plac oamenii și ești mama răniților, cum este și nickname-ul meu de multe ori, asta nu înseamnă că trebuie să te înconjori de oameni cu care nu vrei să rezonezi. Adică nu vrei să ai vreun lucru cu ei de împărțit. Nu, trebuie să știi ce vrei și să știi cu ce oameni te înconjori și să te mai pui și tu pe primul loc. Câteodată. De multe ori. Tot timpul. Așa. Pentru că ușor, ușor putem să ne punem pe primul loc și să nu fim într-o zonă de selfish, că nu este nimic egoist din a te pune pe primul loc. Am mai auzit chestia asta la multe persoane. Nu, că sunt prea egoistă, nu, că oamenii, familia și prietenii mei sunt importanți. Da, sunt importanți, dar important ești tu să fii ok, ca și oamenii în jurul tău să fie ok. Deci dacă tu vrei să ai o relație benefică cu oamenii din extern, trebuie să ai o relație benefică și de calitate cu tine în intern. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă de la a ști cum să vorbești cu oamenii, de a ști cum să le oferi iubire necondiționată, până la a ști cum, deci ca să poți să faci chestiile astea, ca să ai o relație bună cu fiecare om din viața ta, drag, trebuie să ai o relație bună cu tine, de la acele ore plimbate în parc singur sau acele momente când stai singur foarte mult, astea îți dau ție niște răspunsuri cât de ancorat ești tu în relația ta cu sinele tău, pentru că o să-ți dai seama, poate da, poate nu, că tu nu ești pregătit să, cum să zic, la un nivel mai deep, ca așa, superficial, normal că suntem pregătiți din punct de vedere social să vorbim, să avem relații, să așa mai departe. Mă refer într-un substrat mai adânc, să ai relații deep și de bună calitate cu oamenii din jurul tău. De ce spun asta? Pentru că atunci când tu nu te satisfaci pe tine, tu singur, personal, adică îți aduci toate lucrurile pe care le cauți și în oamenii din viața ta, fie că e relație, fie că este prietenie, fie că este familie, tu stai cu ei pentru că îți aduc anumite beneficii, anumite stări și acele stări pe care ei ți le dau, ar fi bine să ți le poți da mai întâi tu ție. Și știu că poate unii dintre voi rezonați cu mine, alții nu, este complet ok, toate la timpul lor și să aveți răbdare cu voi, să știți ce vă pasă, ce probleme aveți, să lăsați să iasă, pentru că nimeni nu s-a învățat perfect, nimeni nu s-a, adică, de fapt, noi suntem perfecți, dar nu mai știm cum să accesăm treaba asta. Însă noi ne-am pierdut de mult, noi pe noi. Și ideea este că lucrurile astea sunt acolo, deep down există, tu ai o relație super bună cu tine, dar nu mai te-ai conectat de mult cu tine. Și ușor, ușor, chestiile astea îți vor reda ție oarecare independență
cum să zic eu, a vieții personale tu cu tine ulterior, și ulterior cu oamenii din viața ta, of course, pentru că nu mai ai așteptări, nu mai ai atașamente și nu mai ai de ce să, nu știu, să te simți rău sau să te simți, cum să zic, victim, cred, cum să zic, nu mai dai vina pe unul și pe altul, că uite, el nu-mi dă asta, uite, relația mea cu persoana respectivă nu mai merge, totul este într-o continuă schimbare, tot timpul oamenii vin, pleacă, uite așa fluctuează, e ca o mare, ca niște valuri, tot timpul vin, pleacă și nu-i nimic greșit că vin niște prieteni, după aia se întorc sau nu mai se întorc sau rămân pe viață. Asta e deja e un subiect mult mai deep și deja intrăm și în karme și în chestii, etc. Însă, overall, oamenii vin și pleacă și îți vin să-ți dea și o lecție și să te bucuri de ea. Chiar dacă uneori este o experiență negativă, ceea ce am și trăit personal, și am înțeles că este benefic să trăiesc chestia asta, am vrut să înțeleg de ce o trăiesc, ce am de învățat din treaba asta, cum mă ridic de acolo, pentru că nimeni nu o să vină să te ridice pe tine. Asta încerc să pun accentul, pe această încredere, că de aceea, de aici pornește și această încredere, să zicem, despre ea creați, că despre asta am vorbit la început. Ca să ajungi aici, trebuie să fii tu aici cu tine. Deep down, tu trebuie să ai o încredere fundamentală, stabilă, tu cu tine. Nu ce zice mama ta, nu ce zic prietenii tăi, nu ce iubitul tău, nu ce iubita ta. Tu ești aici. Tu știi ce vrei, te cunoști pe tine ca să ajungi aici. Visezi aici, stai aici. Nu te duci mai jos. Știi? Este efectiv ceva super normal. Îți dorești ceva big? Păi împarte chestia asta big în lucruri mai mici. Și în pași. Că și eu am niște vise în capul meu aici și eu sunt aici și ca să ajung aici și să fiu bine, bine pe picioare aici, după care aici, după care aici, după care aici. Deci, noi tot timpul suntem într-o continuă evoluție, într-o continuă schimbare, oamenii vin și pleacă, asta aveam să revin și nu mai vă atașați. Adică recomand să nu mai existe atașamentul acesta atât de strâns legat de un om. Știu că este greu, însă profitați de momentul pe care îl petreceți, fiți prezenți, teoria prezentului, fiți prezenți non-stop, încercați totuși să fiți mai prezenți, profitați de momentul care se întâmplă, iubiți necondiționat, indiferent că omul respectiv pleacă sau nu, pentru că și omul respectiv are rănile lui, și omul respectiv are problemele lui și fiecare om face lucrurile cât se poate el de bine și dacă nu le face bine, pur și simplu este alegerea lui. Însă, asta vreau să spun cu toată treaba asta, să nu înseamnă că dacă nu ești atașat sau dacă nu trăiești momentul, dacă nu te simți împlinit cu persoana lângă tine sau cu relațiile sau cu prietenii sau cu familia, asta nu înseamnă că gen tu nu ți-l la ei, că nu mai ai acel atașament. Nu, ești conștient de el, ești conștient că poate să rămână omul respectiv sau poate să plece, dar tu alegi să te simți ok în prezent cu acea persoană, cu acea situație, cu acel mediu, cu acel grup de prieteni sau de, mă rog, familie. Și mesajul meu ăsta a fost, chiar a fost un flow din ăsta super, mi-au venit ideile super mult așa în cap și v-am zis că nu vreau să tai nimic, așa las. Și sper să extrageți lucrurile pe care considerați că vă sunt benefice. Aștept oricum și din partea voastră sugestii de topicuri. O să vin și eu ulterior să discut așa overall un topic strict pe mandale, strict pe ce fac eu în consultații și mandalele respective. Am în plan să vă anunț că vreau să fac și aceste clase de mandale pe care le-am mai tot gândit. Însă acest lucru o să vă informez eu când va fi mai material, ca să zic așa, materializat. Până una alta, eu sunt aici, mă puteți contacta și pe Insta, mă găsesc și pe Facebook, dacă vreți. Putem să discutăm în continuare subiecte interesante și pe YouTube. Anul acesta a fost așa un an interesant și în continuare doresc să fac demersuri.
Însă anul acesta, pe final, nu știu ce se va întâmpla, o să dau și acest anunț. Bine, o să mă pregătesc pentru niște expoziții în Egipt, două expoziții destul de mari. Doamne ajută să se și întâmple, că am tot discutat. Așa că dacă s-ar materializa, s-ar însemna să-mi pregătesc foarte, foarte multe piese de mandale mari, mici, etc. Cam vreo 100 la număr. Așa. Și de acolo nu știu ce se va întâmpla, însă îmi doresc foarte tare să duc mai departe această filozofie și în țara mea, da, în țara mea maternă, cum și România este, e și Egipt. Și îmi doresc să duc și acolo influența, să înțeleagă oamenii mai mult despre acest lucru și cum funcționează. Așa că de aceea am vrut să dau drumul și la aceste videoclipuri în care să și vorbesc, să și creăm o relație mai deep, de ce nu? Deci nu contează că suntem separați de un ecran. Sigur, energia este și va vibra, cine va vedea acest videoclip este pentru că este menit să-l vadă, este menit să ne vedem. Și mă bucur foarte tare că am avut oportunitatea să discut despre treaba asta astăzi și să mă și vedeți la față, pentru cei care nu m-ați văzut, să ne și cunoaștem mai mult, să avem o discuție mai liberă. Și vreau să-mi spuneți, acum că este final de videoclip, vreau să-mi spuneți ce ați vrea să vedeți mai mult pe canalul meu de YouTube. Dacă vreți să încep și o serie de cum fac mandalele astea digitale. Iară fuge tableta. Cred că ea nu vrea, zice nu. Anyway, dacă vreți să mai avem videoclipuri de genul acesta în care discutăm liber, dacă mai vreți să vedeți mandale, momentan încă sunt pe hold, că sunt și cu căminul, mă rog, sper să se deschidă spațiul unde se studiază ca să pot să încep și eu să mai fac. Însă sunt deschisă la comenzi, pentru cine doresc comenzi, mă găsiți pe Instagram, Facebook, chiar și aici. Deci nu uitați să mă contactați, să vorbim, totul super nice. Așa, și eu cam asta am vrut să zic. Doar asta vreau să vă întreb, să-mi dați sugestii dacă aveți sugestii de videoclipuri, dacă vreți să vedeți ceva de pe canalul meu mai, să vedeți ceva pe canalul meu mai mult. Dacă aveți întrebări, poate vreți să facem o serie despre chestii about me, poate așa mai random. Eu sunt foarte deschisă. Așa că mă bucur și sper că v-a plăcut. Și ne auzim cu un alt video. Așa că aveți grijă de voi, vă pup și toate cele bune. Vă pup, pa, pa, dragilor!